Deșteptarea. Domne, acum îmi pare rău că nu e și Vlad că ratează o știre. Vin câteodată niște știri din lumea largă așa, dar rămâi interzis. Acum e o doamnă care în Franța a uitat 40.000 de euro în autobuz. Și ce te miră? Tu n-ai umblat niciodată cu 40.000 de euro în buzunar? De la obor la gara de nord? Eu dacă aș avea o sumă de bani așa, de genul ăsta, mi-ar bate inima ca la porumbel, adică n-aș avea linii, adică tu-ți dai seama ce nivel de relaxare trebuie să ai ca să uiți sarsanaua cu bani în autobuz. În primul rând, nu înțeleg ce căuta cu genul ăsta de bani în autobuz. Dar nu discutăm asta. Mai bine vorbim despre faptul că a uitat-o. Dar cât de liniștit să fii, da, cât de obișnuit să fii să umbli cu sume de-astea la tine, ca să uiți sacoșa cu bani, sau mă rog, geantă ce era, în autobuz. Acțiunea se petrece în orașul Nîmes din sudul Franței, poate venea după o zi de plajă. Cert e că a avut mare noroc, a găsit banii, mă rog, nu banii, a găsit geanta, șoferul de STS Nîmes, care a fost foarte drăguț și a returnat femeii prejudiciu. De fapt, nu el, un coleg. Stai, mă, că se... Un coleg a umblat în... Că el nu s-a uitat, doar a predat la... Până la urmă se întâmplă lucruri de genul ăsta. Nu pierzi în fiecare zi 40.000 de euro cash, în cazul ăsta, undeva într-un autobuz. Dar îți mai pierzi un telefon, care e iarăși un lucru de valoare. Știi că poți să te gândești așa, cum o să-ți pierzi telefonul? Adică dai câteva sute de euro pe el și după aia îl pierzi în autobuz, știi? Sau îl uiți în taxi. În taxi se uită cel mai frecvent, da. În taxi. Uite, nu 40.000 de euro, dar uși geanta în care ai, nu știu, 2.000 de lei, da, de exemplu. Cum e telefonul ăla, e un obiect uzual până la urmă, chiar dacă valorează mulți bani. Dar umbli cu el toată ziua, ești obișnuit să-l ai la tine și tot la fel de obișnuit să-l mai lași probabil pe lângă tine și uite, se întâmplă să-l uiți. 40.000 de euro. Nu iei zi de zi, adică practic aș merge cu ei băgați în sân, nu știu. Hai să vedem, uite, a pierdut cineva 40.000 de euro în transportul în comun undeva? Probabil că nu dintre ascultătorii noștri. Dar dacă ați pierdut lucruri importante, nu știu, le-ați uitat undeva, pe vapor, în tren, în autobuz, în taxi, la piață, știi cum e, te duci, pui geanta lângă ca să cumperi ceva și ai uitat, ai plecat cu sacoșa și ai lăsat geanta. Nu știu, habar n-am, lucruri de genul ăsta. Dacă vi s-a întâmplat să uitați lucruri, dați-ne și nouă un mesaj pe WhatsApp 0728 111222 și spuneți-ne care e cel mai valoros, cel mai scump lucru pe care l-ați pierdut. Bă, eu nu de valoare, hai să-ți povestesc. Dar mi-am pierdut buletinul. Dar mi-am pierdut buletinul într-un moment foarte important, în sensul că plecam din țară. Și ce se întâmplă? În dimineața zilei respective, după ce am plecat de aici de la radio, era într-o vineri, m-am dus în nord, aici, la un magazin. Și când eram acolo, mă sună Oana. Zice, băi, dă-mi o poză după buletin, că trebuia, nu știu, pentru asigurare, pentru nu știu ce. Și eu, cum eram în telefon, am scos buletinul din buzunar și l-am pus, era o stivă de-aia de cutii de detergent. L-am pus pe cutiile alea, ca să pot să-i fac poză, ca lumea, știi? I-am făcut poză cu telefonul, după care mi-am continuat conversația și am plecat. M-am dus acasă, am făcut bagaje, au venit prietenii noștri cu care plecam, ne-au luat și dă-i la Otopeni. Și când ajungem la Otopeni, eu realizez că n-am buletinul. Zic, bă, n-am buletinul, pleca avionul într-o oră jumate. Norocul meu că acțiunea cu magazinul s-a petrecut în Băneasa. Și era relativ aproape. Și am avut flash, că și asta contează, că uneori nu-ți mai aduce aminte nimic. Zic, băi, zic, l-am lăsat tipul cu cutie de detergent în magazin, haideți repede într-acolo. Acolo l-am găsit. Era exact pe cutia pe care îl lăsasem dimineață. Se așa pare că promoția la detergent n-a avut mare succes în ziua aia. Și ți-ai găsit buletinul. Și era buletinul meu acolo și am ras-o repede înapoi la aeroport și a fost cu happy end. Deșteptarea